Astăzi vorbim despre schimbare. Și noi am schimbat modul de a filma această emisiune. Am renunțat la a sta jos și să vorbim în liniște. Am alergat pe câmp și am luat din mers frânturi din cele mai interesante conversații între fermieri. A fost mai greu? Da. Schimbarea uneori doare. Uneori e bună, uneori e totul. Schimbarea tehnologiei este adaptabilitatea pe care Liviu Dincă o vede pentru fermieri. Cât de repede poți să cauți, să găsești și să accepti schimbarea? Căci, dacă îl căutăm pe Liviu Dincă în arhiva emisiunilor noastre, îl vom găsi, în urmă cu ceva ani, ca iubitor al plugului. E prezent în mediul online, cu filmulețe din câmp, având tot timpul cazmaua cu el. Și de aceea, pentru mine a devenit omul cu cazmaua. Mi-a arătat că ce e în pământ contează. Pământul vorbește mai mult despre plantă și viitorul ei decât planta ce crește deasupra. E controversat, căci acum vorbește de reducerea cât mai multor substanțe pe care fermierii obișnuiau să le folosească. Și totul în ideea de a economisi și de a face profit pentru fermele cu care lucrează. Eu cred că ai sărit niște etape. Cred că sistemul ăsta no-till, făcut strip-till 3, 4, 5, 6 ani și după aceea direct no-till. Și timpul n-a mai avut răbdare. Da. Timpul n-a mai avut răbdare. Da, corect. E ușor să spui, dă-l încolo, că ieri vorbea despre plug și azi despre no-till. Și, pe de altă parte, tot asta este cel mai de admirat. Că a putut să uite și să ierte prima iubire. Să treacă peste și să lucreze în altă tehnologie. În no-till nu te gândești cum pregătești terenul. No-till este un complex, este un întreg sistem care trebuie abordat. E mult mai complicat, din punct de vedere tehnic, față de tehnologia clasică. Aici, pe suprafața asta de rapiță, a fost semănată la începutul iulie, cred că pe aici a ajuns undeva pe la 10-11 iulie cu semănatul. Anul trecut a fost rapiță, grâu, și acum iarăși rapiță. La grâu nu s-a aplicat decât 150 de kg de uree produs comercial. Am eliminat fungicidele sistemice din primul tratament și am mers decât cu un fungicid la spic. În rest am folosit fungicide de contact. De ce? Poate să pună cineva o întrebare. De ce n-am mai folosit fungicide sistemice? Datorită consumului în exces de apă. Consumă extraordinar de multă apă. Producția la grâu cât a fost, domnul inginer? 7 tone. Cel mai important lucru, nu cum intră cazmaua, și poți să-l fărâm. Iar aici sunt numai rădăcini de... Nu, Liviu, ăla e mai de desubt. Ia vino, de unde vrei? Vino să-l vezi. Adi, vino un pic. Nu. Uite, vii de unde? De aici, nu de acolo. Gata, uite, rădăcini de rapiță. Asta înseamnă că nu s-a mai folosit plug. Nu s-a mai folosit decât tocătoarea. După fiecare, dacă aveam 10 litri, o tocătoare, 10 litri, o tocătoare, viteza de înaintare la tocătoare e peste 30 de km la oră. Avem și puțin nisip în compoziția solului și mai e și avantajul lucrărilor. Nu mai avem lucrarea de bază. Rămân paiele la suprafață, nu mai bate soarele în pământ. Având nisip în sol, nu te mai formează crustă. Se încălzește și evaporă toată apa. Costuri reduse la utilaje, la tractoare. Nu se mai tocesc atâtea organe active sau se rup. Nu e cazul la un sirup, dar se tocesc în solul ăsta. Poate lucrezi cu oameni mai puțin? Cu oameni mai puțin, sigur că da. Conservă mai bine apa în sol. Foarte multe, foarte multe avantaje. Și sporul de producție a fost mai mare unde aplicăm tehnologia asta decât în convențional, până când am ajuns să trecem să lucrăm așa pe no-till. No-till are și avantaje și dezavantaje. Cel mai important avantaj este din punct de vedere economic. Al doilea avantaj este din punct de vedere agrotehnic. Crește porozitate. Dă voie solului să primească mai multă apă. Reducerea costurilor, un alt avantaj. Dar fără impact în producție. Este cel mai important lucru să nu avem minusuri de producție. Și no-till-ul implică niște cunoștințe mult mai ample de agricultură față de tehnologie clasică. În no-till există decât 3 tipuri de brăzdare la semănători. E brăzdarea cu dublu disc, brăzdarul cu disc și patină și cu daltă. Pe solurile de România, care au un conținut ridicat în argilă, cel mai bine se pretează tipul de semănătoare cu disc și patină. Unde poți să reglezi de la patină adâncimea de semănat. Nu se numește no-till dacă se pregătește terenul sub adâncimea de semănat. Ăla nu mai e no-till. În sistemul de no-till îți dai seama că ai trecut către no-till în momentul când nu ai buruieni dicotile. În no-till se mulțesc buruienile monocotile.
scazi cantitatea de substanță aplicată la hectar, că nu mai ai efectiv buruieni dicotile, dispar. Deci trebuie schimbat întreg ansamblu de pesticide pe care se folosește la nivel de fermă. În anii 1900 se cultiva bumbac, cânepă, ricin. Nu se cultiva că nu știau oamenii să cultive orz, porumb, nu. Era secetă. Și a ținut seceta până în anul 1954. În 1954 a fost o zăpadă de vreo 3 metri pe București și a ținut-o bine până în 2018. În 2019 a început seceta. În 2020 a fost seceta, în 2021 a fost bine datorită umidității relative care a fost ridicată, umiditatea relativă din atmosferă, și noi acum trebuie să ne gândim că trebuie să facem producție fără rezervă de apă. Că nu mai avem rezervă de apă. De asta și politicile agricole cu PNT-ul, cu Pârloagă, nu e adevărat, asta a fost rezolvată de Sândoiu ăla bătrânul în 1935, a spus că Pârloaga nu magazinează apă. De asta încearcă toți, că apa este cea mai mare problemă a Europei, nu numai a noastră. Iar Pârloaga nu rezolvă niciodată deficitul de umiditate. Se pare, Gabi, că pe noi ne afectează mai mult defrișarea pădurilor amazoniene. Păi și de ce nu și pe neamț? Uite-te, observând tot asta. Da. Asta înseamnă eroziune și spălarea materiei organice. De ce nu este politica, inclusiv a fermierilor, de împădurire, alea, perdelele forestiere? Îți recomand să studiezi... Suntem proprietari pe fundul... Îți recomand... Doamna Sava, da. Studiați proiectul european pornit în 2015 de ministrul agriculturii din Franța, Le Foll, 4 per 1000. Și acolo o să vedeți care este direcția Europei până în anii 2050. În 2030 va trebui să scoatem definitiv tot ce înseamnă pesticid. În 2030. Asta e politica europeană, da? Adaptabilă la schimbările climatice. Fermierii, la momentul ăsta, ei nu sunt pregătiți nici să facă nautil, dar minte să scoată pesticide. S-au scos ușor din substanțe care formează forme de rezistență, care duc la forme de rezistență. Mă gândesc la clorsulfuron cu remanențe, la imidacloprid. Uite, a găsit adițone troscotul, da? Hai să găsim altă buruiană dicotilă. Uite, o volbură. Hai să mergem să le căutăm, în sistemul de nautil nu ai. Numai în momentul când ai scăpat de buruienile dicotile anuale, poți să spui, sunt pregătit să trec în nautil. Ierbicide decât graminicide. Dar trebuie să fii atent la graminicide, să folosești toate clasele. Nu decât un singur graminicid. Trebuie să folosești, de exemplu, și Pantera, trebuie să folosești și Select, și Stratos Ultra, să le îmbini. Asta e cea mai bună dovadă pe care Adi a găsit-o, că aici nu suntem pregătiți 100% către sistemul de no-till. Da, troscotul este o buriană care te indică, dar e una. Hai, mai căutăm una? Dar e foarte bine că ai găsit-o. Deci pe asta nici 10 litri de Roundup nu combate. Unde apare terenul tasat. Ce înseamnă agricultura biodinamică? Te aliniezi la spațiul cosmic. Adică, dacă o luăm în grâu, acum suntem la rapte, dar dacă vorbim de grâu, intensitatea luminoasă de dilumina, dacă semeni grâul la 5 cm adâncime și ai 14 ore pe zi de lumină, nodul de înfrățire nu se duce către suprafață, se formează la 3 cm. Dacă ai zi scurtă, 6-7 ore de lumină, nodul de înfrățire se formează la 1 cm. Interesul tău ca fermier este să-l ai cât mai jos nodul de înfrățire. Au fost multe probleme și vor apărea an de an probleme în România cu distrugerea fraților. Acolo trebuie să verifice unde e nodul de înfrățire. Există vreo 6 tipuri de înfrățire, nu este decât unul. Eu pot să semăn aveniu sau sofru la 6 cm, el tot va înfrăți. Numai glosa nu înfrătește dacă semeni la 6 cm. Gabi, epoca de semănat în România la grâu, 1-15 octombrie, linii mari, a fost stabilită de fitotehniștii vremurilor respective, între care și profesorul Bălteanu. Și nu corespundea cu orele de lumină? Pe timpul respectiv, da, dar începeau semănatul la 1 octombrie și terminau la 1 decembrie. Pe când acum, dacă vrem să semănăm, nu știu, în câte zile semănăm? Din zile termin grâu? Adică... Nu s-a așteptat nimeni la rapiditatea de a termina o lucrare. Nu!
Hipocotilul este scurt. Ia ven, e normal să fie. Da? Și îți va forma nodul de înfrătire undeva pe aici. Uite-l. Aici îți va forma nodul de înfrătire. Ceea ce e bine, e undeva la 3 cm în sol. Și de aici îi va pleca frate. Și va înfrăti, de va acoperi distanța de interval. De ce este mâna la 25 de cm? În tehnologia nutil, lăsând toată materia organică în zona cimei de semănat, în stratul superficial, îi crește foarte mult numărul de frați. În literatura, chiar în fitotehnia lui Dan Firescu, spune că fosforul reduce gradul de înfrățire. Fosforul reduce gradul de înfrățire. Și atunci noi aici nu aplicăm fosfor. Nu mai aplicăm deloc, nu mai există fosfor. Este ultimul an în care vom folosi îngrășăminte solide, de la anul 100% UAN. Este și timpul, că UAN pe căldură dat? Momentul de aplicare al UAN-ului trebuie să-l dai în momentul, să fie aplicat în momentul de repaus al culturii. Dar nu cu mai mult de o săptămână de plecare în vegetație. E o perioadă foarte scurtă de aplicare. Sfârșitul de februarie, în principiu, așa era. Da. În Nautil avem o mare problemă. Acea mare problemă în România este una singură. Psihic. Să treci peste etapa de psihic, da, și să poți să o faci. Dar să treci. Câți dintre dumneavoastră ar fi acceptat să te mânăm așa? Eu atât vreau să întreb. Nu știu pe care să întreb dintre voi, dar oricare l-aș întreba, care ar accepta așa? Irinel, a durat 3 săptămâni să bat sămănătoarea? Da. N-ai avut curaj? Nu am avut. Da. Deci asta e. Nu ai curaj. E vorba de psihic, de mentalitate. Aici nu mai avem complexe de 4 ani. Producția la grâu anul a fost de 7 tone cu 130 de kg de ureie produs comercial. Toată lumea vorbește. Utilaje mari să facem. Dacă discutăm utilajele care sunt în fermele din România, păi el poate să lucreze de 4 ori suprafața pe care o are. Cu utilajele pe care le deține. Și se ducă și vreo 100 de toane la ferme. Nu? Eu am fost cu el, am să aminte acum, am fost cu el împreună în 2017, am fost în America amândoi. Și acolo am văzut ferme în care avea 5.000 de hectare de porumb și avea tractor cu semănătoare. 4 combine. Dar avea 20 de camioane, ți-am zis de noi nouțe. Cu ce credeți că aranja terenul? Cu o greblă de 20 de metri lățime de lucru. Super! Ăla. Niște sârme. Da. Și noi o să le luăm pe alea. Ce faceți cu sârmele și... astea? Noi primăvara intrăm cu sârmele astea și pe aceea băgăm semănătoare. Bă, niște sârme, bă. Da, le-am doit așa. Da, 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 da. Efectiv greblă. Noi am rămas șocați când am ajuns acasă, am început să citim. Da, e normal. Că acolo iarna e minus 40 de grade, zăpada de 1,5 metri, oamenii sunt toți plecați. În concedii? La Miami, sau toți la Miami, la mare. Se întorc în februarie și în martie se apucă și seamănă. Dar e un pământ care a avut 1,5 metri de zăpadă 4 luni. Acum revenim pe tipul lui de sol, care e un sol argilos. El, dacă aplică îngrășăminte chimice în momente în care planta nu le consumă, lui, la 10 cm până la 20 de cm, îi scade pH-ul solului. Ce înseamnă pH-ul solului? În agricultură sunt două boli cele mai periculoase, fuzariota și sclerotinia. Ele le provoacă pe celelalte. Lui, dacă îi scade pH-ul în adâncimea asta de la 10 la 20 de centimetri, chiar dacă la suprafață e pH-ul bun, e, acest între 10 și 20 de centimetri îi duce la putrezirea plantelor la cea mai mică cantitate de apă care stagnează, pentru că el are argilă. Lui, dacă îi dai apă pe un bolovan dintre ăsta, nu are permeabilitate. Viteza lui de infiltrație în sol este mult mai redusă. Și atunci, de asta are o oarecare reținere la Nautil. El trebuie să treacă către Nautil cu o cantitate mare de resturi vegetale la suprafața solului, ca lui să-i se activeze microorganismele, dar va trebui să renunțe la îngrășăminte solide. Acolo cu o cultură de porumb. Da. Eu folosesc în solurile tasate, folosesc porumb.
Tocmai pentru a-mi forma stratul ăsta de... Asta e cea mai mare problemă pe tipul tău de sol și la Irinel la fel. Căderea pH-ului în 10-20 de centimetri. Tu dacă ai ani, unde în zonele unde ai o cantitate mai mare de apă și nu tratezi rapița cu atenție maximă, ai sclerotinia peste 50-60%. Dacă la grâu îl semeni de vreme și ai o cantitate mare de apă în toamnă și mai vine și o apă în primăvară, se formează mucegaiul de zăpadă. Micodochium nival. Da, a fost. Nu mult, dar a fost. Păi, da. Cu precipitații, da. În abundență, asta se întâmplă datorită argilei. Aici trebuie să fim foarte atenți. Că, uite, Adi, dacă observi, chiar aici, ia vino Irina, că și la tine e aceeași problemă. Uite, aici e cea mai mare masă de rădăcini a grâului. 10-20 de centimetri. Aici a fost grâu. Ei, asta, dacă solul este acid, ce face? Crește conținutul de acid carbonic. H2CO3, parcă îi spune, numai CO. Da, sigur așa se numește, crește cantitatea de H2CO3 și asta provoacă dezvoltarea ciupercilor de fuzarioză și de sclerotinie. De obicei aici se oprește, că de-aia noi o numim harpan, nu e mă harpan. Aici se oprește marea masă de rădăcini, stagnează apa și duce la putrezirea rădăcinilor care se transformă în fuzarium și sclerotinie. Fuzarium la grâu și sclerotinia la rapid. De asta eu în pada de 7 frunze ale porumbului, 6-7 frunze ale porumbului, aplic un fungicid pentru a trece de stratul ăla să mi se ducă în profunzime, da, să am rădăcină. Acolo, ai văzut, când mergem la câmp, scoatem o plantă de rapid, te place, cum arată aia? Nu, mă, te uiți ce se întâmplă cu ea la 10-20 de centimetri cu rădăcină. Acum nu stai să spui tot, că e și un proverb de ăsta chinezesc, spune, nu spune tot ce știi, nu fă tot ce poți, că n-ai ce să mai spui și n-ai ce să mai faci. Dar acum, fiind un grup de prieteni, am zis, hai să le comunic și aceste rezultate. No-till înseamnă și reducerea de combustibil. Asta înseamnă o reducere a poluării, fie că ne convine, fie că nu. Și în același timp, înseamnă și să lucrăm cu natura. Deci rapița asta nu va primi niciun insecticid în toamnă, chiar dacă vor apărea dăunători. Nu ne vor afecta. Ne vor ajuta. La câte zile de căldură o să mai avem și la câte ore de lumină? Nu mai reprezintă o problemă. Dar după cum vezi, Adi, chiar și aici, nu avem plante dicotile multe. Bolbură, zic. Cea mai mare problemă în... Cea mai mare problemă la omul ăsta. Cu o graminee nenorocită care mănâncă ficați. Da? Nu e vulpia, e un fel de loliu. Da. Foarte greu de combătut. Aici a fost aplicat... În grâu ăla. Pe ăla să-l iei bine. Și mai trebuie studiat grupa asta de ciclooxidime, Tratos. Dar trebuie să-l dai în doză maximă. Și asta, dacă îl dai în doză maximă, te afectează și planta de rapid. Mai e ceva, Liviu, dar nu te superi. Nu, Doamne ferește! Când o faci pe banii tăi, e mult mai greu decât când o faci... Adi! Pe banii... Ia vino un pic așa. Bă, ia vino. Investițiile făcute pe banii altuia, completez eu acum. Hai chiar mă pricep că nu sunt economist. Activitatea mea economică, facultatea de economie, master de economie europeană și master de agricultură, a început cu câteva activități comerciale la început și toate aveau legătură cu agricultura. În 2011 am fost la primul târg în Dubai pe Menope, pe produse bio. Tot timpul din 2009 sunt în cadrul societății Agromevișina S.A. Am dezvoltat aplicația Agriso 2013-2014. Am început să o vindem. Am mers 3 ani jumate în țară, am vizitat peste 120 de ferme. În 80, peste 80 de ferme dintre ele am și vândut softul acesta. Am câștigat cu aplicația Future Agro Challenge pe România ca cel mai bun startup pe agricultură din România și apoi am fost la Global Entrepreneurship Conference în 2017 în Johannesburg. Am fost invitat de 2 ori la Digital Innovation Hub în Bruxelles și ediția a doua în Irlanda. Acolo am luat contact și cu fermieri tot așa interesați de aplicație. Tot atunci invitație și în Argentina, la târguri de agricultură. Am văzut cordonul porumbului și cu atât mai mult 120 de ferme în țară de la satul mare, sudul țării, Botoșani, Constanța, Tulcea. E ca și la război, dacă poți să fii foarte bine dotat, dacă nu cunoști foarte bine teritoriul, 50% ai pierdut. Tot vreau să completez. Noi
folosim și aplicația în fermă. Deci zi de zi domnul inginer introduce toate datele și avem, așa cum v-am spus, fiecare mașină e cântărită când recoltăm. Știm exact absolut ce aplicăm. Știm exact producțiile pe fiecare solă în parte și ne facem foarte bine toate calculele. Și în momentul în care am adus solul la randamentul pe care îl avem acum și am văzut sporurile de producție peste producția mea medie unde am lucrat în acest sistem, automat că ți este foarte ușor să iei decizii să mergi în direcția asta. Că tot așa, tot generalul Achines, Sun Tzu, spunea că un general care își face cât mai multe calcule în cortul lui are mult mai multe șanse să câștige război. Lucrurile nu sunt întâmplător făcute, ci pur și simplu am făcut o analiză foarte bună la tot ceea ce facem noi, deci e sub analiză de din 2009 până în prezent, fiecare metru pătrat pe care îl avem aici în fermă, dar și contextul global, ca să știm exact care e direcția în care noi ne îndreptăm. Și atunci, astea fiind spuse, de asta ne e foarte ușor să luăm o astfel de decizie și să mergem în acest sistem pe suprafață foarte, foarte mare. Zi-mi de ce nu-ți place tehnologia strip-till. Bă, aici e o întrebare frumoasă. Ia vin un coace. Deci dacă aici ai pregătit în tehnologia strip-till, e așa. Eu nu mai vreau să fac deloc niciun fel de tăietură. Pentru că mie viața îmi dispare acolo. Solul acolo se face ceva de genul ăsta. Că strip-till-ul ăsta lucrează în benzi, știi? Da, și nu vreau. Mai direct nu util. Zic că ne dispare viața unde întoarcem brațul. Îmi activează microorganismele. Eu vreau să reduc și cantitatea de îngrășăminte. Îngrășămintele sunt ca să corecteze o greșeală a fermierului. Ele nu sunt. Noi fertilizăm solul ca solul să pună la dispoziția plantelor energia de care aceasta are nevoie. Orice intervenție în plus pe care noi o facem prin sistemele de fertilizare înseamnă a corecta o greșeală. Sistemul ăsta de agricultură a pornit după... e interesant aici, Adi. Sistemul ăsta de agricultură a plecat din Statele Unite, de la marea criză din 1929, care a ținut până în 1934. În 1930, parcă 31, a fost o noapte neagră, s-a numit, o numesc americanii, cu foarte mult praf. Și atunci, Roosevelt, cred că era președinte, a luat decizia de a combate eroziunea solului. Prin decizia de a combate eroziunea solului, foarte mulți fermieri și-au părăsit fermele, au plecat, bla bla bla, și foarte puțin s-au adaptat direct la tehnologia de nou de el. Din punctul meu de vedere, Europa e mult mai agresivă decât a fost Statele Unite la momentul respectiv. De ce? Dacă ne uităm la prețul motorinii, a început să crească. Dacă ne uităm la prețul de achiziție al utilajelor, a început să crească. Dacă ne uităm la prețul îngrășămintelor... Anul trecut în Ungaria, nu știu dacă ați văzut, a fost o furtună puternică pe acolo, pe autostrada, și de la toate terenurile erau arate, pregătite de semănat. Încă nu s-a apucat să se semănat și au fost accidente în lanț, sute de mașini. Da. Ia fii atent. Uite-te la parcela asta. Semănată direct cu vadăștatul, da? Irinel, și tu ai vadăștat. Ia, vă puteți imagina ce vânt a fost aici după semănat, de nu mai... Grâu s-a făcut 7 tone, de nu mai avem paie. Deci a luat toate paiele de pe loc. Ăsta a fost vânt. Cel mai pericol pentru agricultură este... Eroziune. Ăla duce la dezvoltarea bolilor de... Niciodată Europa nu cred că este bine să accepte să-l avem pe la în atmosferă. Și preferă să intervină agresiv în modul de lucru în agricultură. România are 9 milioane și ceva de hectare de teren arabil. Tot atât va avea și peste 10 ani. Fie că va fi cu noi, fie că va fi cu alții. Va rezista decât ăla care se va adapta. Dar Europa nu mai vrea praful ăsta. Asta că sunt astea să le luăm. Ai avut dreptate că agricultura e vorba și de loc. Noi nu avem așa ceva. Agricultura este o țintă a locului și a zonei. Aici așa plouă 100 de litri și la două zile vine și seamănă. Nu are nicio problemă. Da. Dar trebuie să... Plouă 100 de litri și după aceea lucrează. Mă, dacă până anul trecut toți ne uitam... Da, dar trebuie să ne gândim că după aceea o ia și invers. Normal. Și poate rapid asta e ieșită nu din apa care a venit, ci din apa care vine de jos. Uite, hai să ne gândim e altă ceva. Segmentul ăsta. E altă ceva. Până anul ăsta, când toate lucrurile erau super bine, da? La ce se uitau fermierii? La ce fel de utilaje se uita să-și cumpere astea? La discuri.
bun. Trecem un pic de etapa să ne uităm la discuri. Și cum spune Dragoș acum, că a zis foarte bine, ne uităm la semănători. Dacă până acum spuneam, mie îmi place discul ăla, mie îmi place discul ăla, acum discutăm de semănători. Lăsăm la o parte toate utilajele care le avem în fermă și discutăm de semănători. Care se meargă și pe tasare, care se meargă... Adică nu merge semănătoarea, du-te leagă-o pe aia, nu merge aia, du-te iau pe aia. Ei, acum o să discutăm de semănători. Nu vom mai discuta de discul din punctul meu de vedere, Dragoș. Ca să pot să-ți răspund și la întrebarea ta, acum vom căuta semănători. Pe pământul de la Vișina. Pe pământul mai... de la Buzău, nu e la fel. Ce simte? Că eu întrebarea asta mi-o pun. Ce-ar simți un fermier când te duci și îi spui, hai mă, să o lăsăm așa. Nu, fii atent. Eurotona, lasă-o puțin. Cum a fost? Îmi place să visez, fii atent. Cum a fost în 2022. N-am vândut și cu 4,20 lei. Vale, și valabil și pentru tine și pentru Dragoș. Ce simte un fermier? Dacă ai contract la 1 februarie, vine unul să semneze contract future. Pe 800 de euro tona de rapiță. Și vine unul. Între 15 februarie și 15 martie îi dăm cu 250 de kg de ure? Depinde cât apă e în sol. Dar îi dăm. Dacă e apă în sol... Și se justifică nu, tehnic, de răspunde, dacă nu e consumat. Deci, fii atent, fii atent. Nu, e mai simplu. Mâine grâu 2 lei. Da? Pentru la an. Și eu vin și... Semnat. Semnat, așa. Și eu vin și zic. Hai să nu-i dăm îngrășăminte. Nu, da, mai un exemplu. Un fermier după zonă de aici îmi spunea că a dat dublu substanță comercială fertilizantă. În 2023. Anul ăsta, anul ăsta. Da, anul ăsta a dat dublu și a făcut 5 tone și 7. Adică medie. Ca să completez, eu n-am nicio problemă, pentru mine chiar o ușurare, pentru că a fost făcut un economic în spate. În momentul în care mai ales urea e cât e, și că nu mai dăm, e o bucurie, nu o supărare. Adică... Ce simte un fermier când îi spune cineva, bă, nu ne trebuie, mă. În 2000, în 2018-2019, unde am vizitat rapita ultima dată aia de arătărit acum, am făcut analize pe frunză. O parcelă a fost dată cu fosfor, una n-a fost dată cu fosfor. Două parcele, una lângă alta. În analizele pe frunze a reieșit unde n-am dat avem și unde am dat nu avem, în plantă. Și acum, aia a fost atunci. După anul trecut, cu o cantitate mai mică de îngrășăminte, lângă o parcelă unde ai dat mai multă îngrășăminte, faci producție mai mare unde n-ai dat. Anul ăsta te trezești cu prețul la rapiță 4 lei, la grâu 2 lei și ți se propune să nu fertilizezi. Ce simte un fermier în sufletul lui atunci? Deci, cât... Capșaval! Care mai mulți bani. Ce simte? Ori să investească, ori... Dar ce simte când știe că nu ar fi bine să aplici? Noi facem agricultura după știință sau după ce simțim? Că nu înțeleg asta. Nu, mă, ce simțiți voi ca fermieri? Eu nu sunt fermier. Te duci să dai, normal că te duci să dai. Economie. Face economie. Deci, e foarte important. Un economist face economie. Normal. Un fermier? Te duci să dai. Te duci și dai. Dau. Nu. Economist. Dăm cu îngrășăminte. Dăm cu îngrășăminte. Dăm cu îngrășăminte, ia zi. Nu dăm. Câte ani ai tu? Face 21 peste câteva zile. Trecerea către no-till e făcută numai cu băieți tineri. Fără contraziceri, că bă, înainte făceam numai băieți tineri. Numai băieți tineri care știu să folosească tehnologia actuală la cel mai înalt nivel. Ștefan merge pe absolut toate utilajele, pe toate. Și a fost singurul operator de utilaje pe care l-am cunoscut. Și vreau să-l formez pentru a conduce flota de combine care a recoltat la mazăre fără a lăsa un bob pe jos, fără să-l învețe nimeni. Asta e singur. Deci în tipul ăsta de tehnologii trebuie să înveți singur, să te lovești singur de greutăți.